Dragilor, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Azi vin cu o idee de fursecuri fraze cu gem. Rețeta de aluat v-am arătat-o într-un video anterior, însă pentru cei care nu au văzut-o, am să vă o las și în acest video. Așa că vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Cernem 500 de grame de făină într-un bol. Eu am folosit direct bolul mixerului, peste care adăugăm și un praf de sare. Și de asemenea 10 grame sau o lingură de praf de copt. Amestecăm bine pentru ca praful de copt și sarea să se încorporeze cu făina. Apoi facem o gropiță în mijlocul acesteia, unde vom adăuga restul ingredientelor. Aici vom pune cele 3 ouă, de asemenea și 200 de grame de zahăr. În cazul în care nu doriți sau nu puteți să consumați zahărul tos, puteți să îl înlocuiți cu orice alt tip de îndulcitor. Sau chiar puteți să folosiți și miere. Adăugăm și arome după gust. Eu am pus o linguriță de esență de vanilie, însă voi puteți să puneți aroma care vă place, chiar și coajă răzuită de lămâie. Iar la final adăugăm și 250 de grame de unt moale. Amestecăm bine totul până când vom obține aluatul. Dacă veți folosi mixerul, lăsați-l la viteză mică până când aluatul este format. Apoi îl vom scoate din bol. După cum vedeți, el nu se lipește absolut deloc de mâini. Îl frământăm foarte ușor pe blatul de lucru și foarte puțin, doar atât cât să îl formăm într-o bilă. După cum vedeți, el nu se lipește nici măcar de blatul de lucru, așa că nu este nevoie să adăugăm făină. Tapetăm tava cu hârtie de copt și totodată pregătim și dulceața pe care o vom folosi, o punem alături. Și totodată aprindem și cuptorul la 180 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, fără ventilație. Ceea ce vom face în continuare, vom rupe bucăți aproximativ egale din aluat, le vom forma în biluțe, după care le vom așeza în tavă. Trebuie să lăsăm spațiu între ele pentru că vor crește în timpul coacerii. Apoi introducem degetul în fiecare biluță și vom forma un orificiu mai adânc, pentru ca apoi să putem adăuga dulceața. Dacă vă este mai ușor, puteți să formați biluța și tot acum când o aveți în mână, să-i formați acel orificiu și să adăugați dulceața. Acum depinde de fiecare cum îi vine mai ușor. După ce am terminat de făcut prima tavă de fursecuri, o introducem la cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când se văd ușor rumene pe margini. Nu trebuie să se rumenească foarte tare, deoarece dorim niște fursecuri fragede. În cazul în care le doriți crocante, bineînțeles, le puteți lăsa să se rumenească foarte bine. Fursecurile mele au stat 20 de minute la cuptor, acum le voi lăsa să se răcească aproximativ 5 minute, nu mai mult, după care le voi pudra și cu zahăr pudră, dat fiind că sunt ușor călduțe, zahărul se va lipi foarte bine de fursecuri, iar acestea se vor menține fragede mult timp. Fursecurile arată foarte bine, ca să nu vă mai spun că sunt foarte aromate și foarte fragede. Haideți să vă arăt unul mai îndeaproape. După cum vedeți, se rupe foarte ușor și pur și simplu se topește în gură. Atât este de fraged. Sper să vă placă rețeta și să o încercați și voi. După cum ați văzut, este foarte simplă, iar fursecurile sunt un deliciu. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o trimiteți și prietenilor. Cine știe, poate cuiva îi este de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Numai bine tuturor!